O să facem o revizie, curățare la un ceas de șemineu, englezesc, ceas marca Fox and Simpson, aproximativ din anii 30, ceasul este aurit, lama aurită, cu cristal fațetat. Ceasul se prezintă foarte bine. Arată foarte bine. O să mai filmăm pe măsură ce lucrăm. Am demontat toate piesele. Le-am curățat. Urmează adunarea lor. Și după aceea să ungem și să facem reglajele care sunt necesare. E un ceas foarte frumos, toate piesele sunt aurite, inclusiv și această casetă e aurită. Sper să meargă foarte bine. Am adunat ceasul și l-am uns și acum dăm un pic, numai un pic mișcăm cheia. Toate merg foarte, foarte ușor, foarte bine. Urmează să adunăm placa cu piesele, furca și așa mai departe și să vedem, să reglăm aceea dacă după ce o fixăm. Și acum reglăm funcționarea acestei rotițe, rotița ancor. Ea se reglează de aici, din acest șurubel, deci putem să strângem, respectiv această rotiță, să o dăm mai la stânga sau mai la dreapta. Pentru că trebuie să creează o anumită presiune, nu mare, pe rotița ancăr. Ce se întâmplă? Uitați, funcționează, dar dacă îl culcăm, datorită greutății, dacă uite greutății rotiței acesteia, bine, acum e tras numai o dată un piculeț. Poate când e tras complet sau așa, să funcționeze. Deci el trebuie să stea în picioare ca să funcționeze. De fapt, el așa stă în picioare. Sigur că o să vedem pe parcurs când toate sunt puse și când e tras ceasul. Am montat platforma și l-am tras și merge, văd că foarte bine. Urmează, după ce se va introduce în cutie, să îi facem reglajul de precizie. De aici se face din stânga dreapta. Vă prezint acum ceasul adunat. Terminat, reglat, funcționează foarte bine. Deci se numește, în față scrie Fox and Simpson. Ar părea englezesc. Iar în spate, dacă deschidem ușița, aici scrie Allen Movement. Mecanism Allen. Scrie Movement în franceză, deci ceasul putem să-i spunem că e franțuzesc sau că e englezesc cu mecanism franțuzesc, scriind Allen Mouvement. Ceasul, tot ceasul este aurit. Este foarte, foarte frumos. Aceste ceasuri sunt foarte fiabile pentru că toate piesele sunt foarte fine, uzura e foarte mică și are un platou aici, platou acesta de funcționare care pe toate piesele sunt robine. Aici sunt două robine
pe ancăr, două rubine, patru rubine pe furcă, pentru că furca are și rubine în față, deci 6 și încă mai sunt încă 5 la asta, 11 rubine are. Pendulul, respectiv, acesta care mișcă stânga-dreapta, are două rubine sus, două jos și un rubin care intră în furcă. E un ceas foarte frumos. Cadranul e din alamă vopsită, o vopsă specială. Se întoarce la 7 zile în principiu, chiar dacă funcționează mai mult, 8 zile, 9 zile. Cu cheița aceasta e cheie dublă, cu partea mai mare se întoarce ceasul spre stânga și cu cealaltă cheie se fixează ora. Ora se fixează, se poate fixa și înainte și înapoi, nu se oprește. În principiu se dă numai înainte, dar la ceasul ăsta am observat că nu se oprește. Iar dacă chiar s-ar opri, că ați dat înapoi, îl mișcați pe dur, mișcați ceasul puțin și pornește din nou. Hai, un ceas deosebit.